make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem un meci în deplasare împotriva Astrei în Cupa Ligii, unde vin mult mai mulți bani decât în Cupa României. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți să ne motivați să continuăm cât mai mult cu ea. După aceasta va urma meciul cu Rapid, iar apoi returul împotriva celor la Juventus Torino. Dar să revenim la meciul nostru în deplasare, unde trebuie să facem o figură bună, să spun așa. Să dăm clear, da, clear mi se pare cel mai bine. Să se vadă stas, cum spune un prieten al meu, la ora 6 și start. Mi-e și frică, nu știu cum să spun, pentru jucătorii Astrei, la ce execuție are acest Oxlade-Chamberlain. Chiar e foarte bună, deci l-am luat la 77 overall și a crescut deja 79, dacă vă vine să credeți. O creștere chiar mai bună decât a lui Bruma, care o jumătate sezon a stat pe, nu știu cum să spun, în repaus. Abia acum a făcut și el 80, avem doi jucători de 80, bine, chiar Maxim este 82, o fază periculoasă, chiar, e 83 Maxim, da. Maxim, jucătorul de 83, pasează excelent la Matei. Matei acum centrează. O centrare în afara careului, acolo unde s-a aflat decât jucătorul Astrei, Enache. Iar acum Denis Alibek cu o replică care încearcă Astra să o dea. Este Enache din nou la balon, care a avut și el debutul la Naționala României împotriva Greciei. Alibek acum, Alibek, cât de bine a deposedat acolo Yasmin Latovlevic. Ce bine a băgat piciorul și acum Chamberlain. Ce păcat, pasă greșită a lui Oxlade-Chamberlain, care nu a început, să spunem, cu dreptul meciul. Priviți-l pe Maxim, o nouă pasă perfectă. Hai, Matei, centrare mai inspirată. Siam, Ben Youssef respinge. Maxim, fake shot, balon respins, șutul lui Filip. Wow, ce șut bun. Șut care, dacă nu știu, a fost respins de portar. Să vedem pe această reluare. Un șut zdrav al Filip, da? Este corner pentru noi, care bate Maxim. Maxim centrează acolo, este Chamberlain! Nu este mai bun la cap decât Akayuki Seto, dar are viteză mai bună decât Ben Youssef și recuperează Chamberlain. Acum pe centru, o pasă excelentă pentru Maxim. Maxim! Cât de bine a apărat portarul Astrei. Noi avem poartă, să nu uităm, pe fostul portar al Astrei, Silviu Lung Junior. Priviți pasa care a dat-o Chamberlain. Maxim, din păcate, nu a putut să finalizeze. Mergea de aici un lob excelent aici al lui Maxim. O centrare bună, Gardoș nu a putut să trimită. Matei! Din nou apără portarul Astrei și e corner pentru echipa noastră. Să vedem ce vom face. Maxim este cel care bate centrarea lui Maxim pentru Edgar Lee. Și acesta are un jumping foarte bun. Matei trage în blocajul lui Valerica Găman. Ne-am urcat, îi dominăm. Ne-am urcat în careul Astrei, dominăm pe cei din Giurgiu. Maxim acum o pasă bună pentru Chamberlain. Nu se poate folosi, în păcate, viteză. Ba da, gol! Ce bar al lui Chamberlain! Incredibil cum a revenit acolo. Ce viteză are acest jucător. Cum mi-a luat în viteză pe jucătorii Astrei. Chiar nu mă așteptam așa ceva. Mi-amintește de Robben la campionatul mondial, în meciul cu Spania. Oh, ce fază, ce șut a putut să tragă acolo Chamberlain, care a început cu dreptul repriza a doua. Enache centrează, Enache, balonul ajunge la William de Amorin, trage și apără Silviu Lung a apărat excelent acolo. Cât de bine a apărat fostul portar al Astrei, să nu uităm. A trecut acolo pe lângă minge cu piciorul jucătorul nostru, chiar mi-a dat seama ce am vrut. Cred că a fost Gardoș acela. O schimbare, că va ieși Seto și va intra numărul 14 la Astra. Da, e și Seto, să vedem pe William de Amorin, care centrează centralul lui William de Amorin, Oros cu capul. Asta a avut și acte ocazii bune, Edgar acolo nu a putut să facă nimic la cap lui Oros. Matei, o pasă foarte bună pentru Maxim, obosit Maxim, gol! Maxim, de unde vine asta? Alexandru Maxim, foarte, foarte obosit, reușește să marcheze. Ce șut trage Maxim și cred că a fost pasa lui Matei aceasta, da? O pasă de gol, o centrare, să spunem, mai inspirată, o pasă mai inspirată a lui Matei acum și Maxim finalizează. Este golgheterul nostru în acest sezon, Alexandru Maxim, priviți el și Chamberlain sunt morți la fel.
Cristescu acolo trece printre doi adversari, pasează pe centru. Ce ratare cred că a lui Denis Alibek. Silviu Lung nu a mai putut face nimic, dar oricum nu a trebuit să facă nimic pentru că execuția lui Alibek a fost total eronată, dacă pot să-i spun așa. William de Amorim centrează, la urcare acolo lui Enache, centrează care nu sub capul Găman. Găman pe lângă poartă sau la ban. Cred că a fost Găman, wow, cum trage aici, câte ocazii pentru cei de la Astra care nu le-au lipsit ocaziile, dar pe tabelă este altceva, pe tabelă noi conducem. Cristescu, în care al nostru, Cristescu centrează și Alibek egalează. Alibek egalează după o fază făcută la cala carte de Cristescu. Și din păcate este 1-1, egalează Alibek care ratease la câteva minute înainte. Fără om, Alibek aici în centru, nici măcar în spatele lui nu era om, era la Tovlevici, dar la 1-2. Să vedem dacă vom mai putea face mare lucru, dacă vom putea da un gol al victoriei. Mai este timp pentru așa ceva, știm că ne-am mai obișnuit cu astfel de reveniri. Chamberlain, a doua bară a lui Chamberlain, oh my fucking god, ce bară, ce a fost aia, frate, ce bară lui Chamberlain, incredibil, portarul s-a uitat acolo, a fost spectator la bara aceasta, o scăriță lui Chamberlain, până și pe mine m-a uimit, ce execuție a putut să găsească acest jucător. Hai Neagu, e un nou intrat, priviți. Degeaba, nu a putut să prindă balonul ăsta trimis de Gardoș și a fost aruncare de la margine pentru Astra. Tore acolo, Garcia Tore a recuperat în careul advers, dar tot degeaba pentru că Marivel a reușit să prindă. Este minutul 90, ce ar fi să dăm chiar acum, sunt 5 minute de prelungire arătate, ce ar fi să dăm acum un gol, ar fi incredibil, dar 1-1 continuare și asta este în ofensivă, Alibek, Denis Alibek, scapă acolo Alibek, Cristescu se încurcă în careul nostru, ce șansă aici pentru noi, ce noroc cu Cristescu care s-a încurcat incredibil și Neagu dă mai repede în balonul acesta să se termine odată meciul. Noi am forțat să spunem egalarea, dar nu s-a putut, din păcate. Cei de la Astra au făcut un meci bun și putem spune că scorul a fost echitabil, 1-1 după 90 de minute. Va urma și un retur. Maxim a fost omul meciului, 8,4 nota sa, jucătorul nostru cu overall-ul cel mai mare. Să vedem, urmează meciul cu Rapid, este pe terenul nostru. Va trebui să facem o echipă, nu cea mai bună echipă, unii jucători vor trebui să fie amenajați. Oricum Edgar le va deveni și el titular, vă dați seama, este mult mai tânăr decât Fernando Varela. Prepeliț, Filip, Garcia, Tore, eu zic să vină în atac mai bine. Jucător am văzut de 49, l-am luat așa până am avut mai mult de plictiseală, dacă pot să spun așa. Este pe terenul nostru nu acest meci cu Rapid, suntem pe locul 2 în clasament, pe primul loc este Dinamo, să vedem ce vom face împotriva Rapidului, batem cu 3-0, Tore a marcat și el, incredibil. Trebuie să facem și echipa la național la României, selecțiile care după părerea mea sunt făcute deja. Garcia Tore Revelations, incredibil. Da, urmează returul împotriva celor de la Juventus Torino, să vedem ce vom face, să vedem cum ne vom descurca. Pregătim echipa, Silviu Lung în poartă, Campis, nu Pahui, nu trebuie să joace Pahui și cu Varela, trebuie să fie Gardo și cu Edgar. Aceasta este echipa pentru meciul cu Juventus-Torino, meci greu în deplasare, în tur a fost 2-1, va trebui să terminăm măcar cu un egal pentru calificarea noastră. Mai îmblăm pe aici pe la setări, acum dăm clear, te lăsăm, tot clear trebuie să lăsăm, zic eu. Da, să dăm mai devreme la 3, pe bune. Hai să dăm la 3 și minge, ce minge să folosim noi pe aici, Nike, wow, ce minge belea. Începem meciul noi, începem primii meciul să spunem așa și din direct balonul la Bruma care trece splendid, bine tată, Bruma din păcate a șutat în blocaj. Chamberlain pasează foarte bine la Maxim, în flancul drept a ajuns Alexandru Maxim, Maxim trece foarte frumos, Maxim, apără Salvador Sirigu, recentraie lui Chamberlain, e micuțul Bruma, nu poate face nimic la cap, prepeliță, o minge careul advers cu capul, ocazii
bune, ocazii bune pentru echipa noastră. Asta în minutul 13 a fost la post acolo Salvatore Sirigu, portar luat de Juventus de la Paris Saint-Germain. Filip pentru Maxim, pasă bună, Maxim se poate demarca, Maxim faultat și e lovitură liberă. Haolo, cum a faultat acolo Jegosul ăla și roșu, bravo arbitre, Obona dă cea mai bună, ia roșu, arbitru dă cea mai bună decizie, dar nu uită nici pe Matei. Nu uită nici pe Matei care ia cartonaș galben, asta nu contează. Wow, cei de la Juventus joacă cu un om în minus. Asta este cel mai bine. Matei bate, Maxim a dat peste poartă. Șansă bună, șansă bună, lovitură liberă executată nu foarte bine de Maxim. A avut poziție bună, din păcate nu a putut trimite pe cadrul porții. Da, italienii joacă cu un om în minus. Da, nu știu, dar de la, din ultima vreme, din ultimii 7-8 ani, nu mai sunt aceleași nume la echipele astea mari din fotbal. O pasă foarte bună pentru Maxim, Alexandru Maxim acum în flancul drept. Hai Maxim, centrare bună, wow, dar ce centrare a putut să dea? Șut, gol! Prepeliță, marchează Alexandru, de fapt Andrei Prepeliță. Ce voleu, ce voleu care îl învinge pe Sirigu. Da, se vede omul în minus, se vede omul în minus la Juventus. Prepeliță, un voleu s-a și înrotit după execuția aceea. Este 3-1 la general, pentru că noi în meciul acesta în deplasare la Juve conducem cu 1-0. Gol marcat în minutul 59 de Andrei Prepeliță. Bine tată, ăla-i mă. Excelent șut, excelent voleu care l-a învins pe Salvatore Sirigu, dar parcă la centrarea lui Maxim s-a văzut omul în minus care l-a avut cei de la Juventus și cred că acel om în minus este chiar în defensivă. Oricum, ăsta este un avantaj pentru noi, un avantaj de care ne folosim până în momentul acesta. Llorente la balon, presat acolo, pasă peste apărare, Isla apără Silviu Lung, incredibil, cu picioarele a apărat Silviu Lung la ocazia uriașă celor de la Juve, contraatac pentru Steaua, noi suntem Steaua, să vedem pe Maxim, Maxim pasă bună pentru Chamberlain, Chamberlain scapă, Chamberlain, hai, te rog, Chamberlain, goal! Este 2-0, Chamberlain ne deplasează la 2. Două goluri, Oxlade-Chamberlain, nu se putea să nu marcheze jucătorul acesta, o pasă foarte bună primită de la Alexandru Maxim și marchează Chamberlain după un contraatac care a fost jucat în doi oameni, Chamberlain a finalizat fără probleme, un șut puternic, s-a lăsat acolo Chamberlain pe el, este 4-1 la general, ne-am deplasat în acest meci cu 2-0 și este un avantaj mare, calificarea este deja ca și făcută. Chamberlain, viteză bună a lui Chamberlain, scapă Chamberlain, gol! Este 3-0, dublă pentru Alex Oxlade-Chamberlain. Incredibil așa ceva, în minutul 81 reușește să facă dubla și a mai dat gol, un gol chiar în minutul 77, deci la 4 minute după golul care l-a dat, reușește să facă o dublă, incredibil acest om, 5-1 la general, deci am umilit-o practic pe Juventus Torino, parcă este un meci, spun eu, asemănător cu semifinala între Bayern München și Real Madrid. În tur pe la Real Madrid a fost 1-0 pentru Real, deci se credea grea calificarea Realului, iar în retur 4-0. Uite, la noi a fost 2-1 în tur pe terenul nostru și retur 3-0, cât de cât asemănător. Chamberlain pasă bună pentru Bruma, Bruma acum, Bruma pasă bună, apără în păcate Sirigu, ocazii uriașe și pe final de meci, parcă marchează cine vrea și cine nu vrea în meciul acesta, purtea să marcheze totuși și Bruma, din păcate nu s-a putut asta și ce să mai, meciul este jucat, calificarea este jucată, de ce să mai ce Marchisio cu ambiția asta? Cred că o să fie dor de Europa lui Marchisio. Faul la portar acolo, dar nu, e lovitură liberă pentru Marchisio. Să vedem ce vor face aici cei de la Juve, care deja nu mai contează. Golul ăsta este ceva imposibil, care este, să spunem, o speranță a celor de la Juventus. Nici măcar nu s-a mai bucurat acolo Llorente. Tragem să tragem de timp, pentru că meciul este jucat. Juventus spune adio Europei, noi ne ducem mai departe în sferturile de finală ale Ligii Campionilor și asta datorită lui Oxlade-Chamberlain, omul meciului pentru echipa noastră. Să nu uităm că și Maxim a făcut meci bun cu două pase de gol, da, a avut 8,3 nota Maxim, oare cu cine ne-am calificat? Cu Bayern München, care a omilit-o pe Barcelona 5-2, Real s-a dus și a mai parte sfertul pe 2-1 cu Manchester City. Ce sferturi de finale avem, incredibil așa ceva.
Da, avem și amicala națională, după cum știm, asta nu contează. Stăm destul de bine și în campionat. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu mine și sayonara!